Dragii mei, un alt loc istoric, datat de câteva sute de ani, este vorba despre Biserica Adormirii Maicii Domnului a fostului Schit Grămești, în Parcul Național Buila Vânturarița. Sunt așezăminte de cult, ca și Biserica Sfântul Nicolae, așezate în munte, care poartă urmele istoriei noastre, sunt în pădure, sunt locuri, parcă sunt uitate de civilizația noastră urbană, cum zicem noi. Oameni care trăiesc autentic aici, trăiesc în satele acestea de munte, destul de izolați, trăiesc oameni care nu au fugit. Nu au fugit din căsuța lor, din sătucul lor, nu s-au îndreptat către oraș, cum fac tinerii cei mai mulți, și le-am văzut pe femei cu coșulețul pe braț, cum coborau pe munte de la biserică, și mi-a plăcut foarte mult această imagine. Noi am fost la liturghie la Sfântul Nicolae, aici este închis, deja s-a terminat slujba. Vedeți că este încrustat lemnul, se vede că este foarte vechi, este încrustat și este scris acolo, dar cu litere, cred că grecești, nu slave parcă sunt, așa, nu-mi dau seama exact foarte bine. În schimb, locul este absolut minunat, nu pot să vă spun cât de pur este aerul și câtă pace inspiră, câtă liniște, câtă bucurie, nu știu cum să vă spun, dar simți așa în asemenea locuri că îți cântă sufletul, că zboară, că prinde aripi și că merită, indiferent prin câte necazuri am trece și câte lucruri se întâmplă în lume, în timpurile noastre, aici uiți de toate acestea. Ia uitați, dragii mei, cât este de minunat! Vă pup, vă iubesc și numai bine!